Doi bărbați dependenți de păcănele au decis să facă rost de bani jefuind cazinouri și săli de jocuri de noroc. Au pus la cale un plan prin care să execute jafurile astfel încât să nu fie prinși. Numai că planul lor n-a fost tocmai fără cusur. Conform dosarului de anchetă, sibienii au hotărât să vină în județul Hunedoara la Deva pentru a executa jafurile. Unul dintre ei studia terenul, iar celălalt avea misiunea de a acționa în armat. Au ochit o sală de jocuri, dar pentru că avea agent de pază, cei doi au renunțat. Câteva ore mai târziu au descoperit un cazinou din zona centrală a municipiului Deva și s-au pus planul în aplicare. În interiorul cazinoului, inculpatul s-a deplasat spre zona seifului, unde se afla și persoana vătămată. Fără vreo ezitare, ori temere și fără a verifica existența potențialilor clienți, ceea ce confirmă ideea că acesta deținea informații certe de la inculpat, de asemenea avea certitudinea că în zona din apropierea cazinoului era supravegheată de complice. Totodată, inculpatul ținea în mână un briceac cu mâneri de culoare argintie și lamă de culoare neagră cu care a amenințat în timp ce îi solicita în mod repetat banii rapid pe persoana vătămată care se afla în acel moment în exercitatea atribuțiunilor de serviciu în calitate de supraveghetor de sale de jocuri în cadrul societății. Pe fondul stării de temere cauzate de gesturile amenințătoare ale inculpatului ce ținea cuțitul îndreptat spre persoana vătămată, acesta a scos din seiful societății toți banii proveniți din încasări și a așezat la îndemână autorului, pe teșgheaua barului după care se afla. Se arată în dosar. Cei doi târhari au furat puțin peste 8.000 de lei și au fugit abandonând cuțitul și hainele cu care erau îmbrăcați în momentul jafului. Procurorii parchetului de pe lângă judecătoria Deva i-au trimis pe sibienii în judecată pentru infracțiunile de tâlhărie calificată. Instanța din cadrul judecătoriei Deva l-a condamnat la 2 ani și 3 luni de închisoare pe cel care a jefuit sub amenințarea cuțitului. Complicele său a primit 2 ani de închisoare, însă sentințele nu sunt definitive, relatează Observatorul Național.ro.